Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Al șaptelea dar a ajuns la spitalul din Onești. Tinerețe, culoare și stil. Un parteneriat plin de culoare și stil. Inaugurare, monument armenesc. Vineri 10 iunie, în ajunul hramului capelei Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca, un numeros sobor de preoți, în frunte cu protopopul de Onești, preot Ioan Vârgăoanu, au oficiat o slujbă religioasă, la finalul căreia, în cadrul festiv, echipamentul destinat secției de neonatologie a fost înmânat echipei de la Spitalul din Onești, prin manager Geluni Colcea, dr. Oana Mihaela Secară, director spital. La eveniment a fost prezent și primarul Oneștiului, Victor Laurențiu, care, prin susținerea financiară a concertului coralei Armonia, a făcut posibilă colectarea sumei de bani necesară achiziționării echipamentului medical solicitat de către spital. De altfel, un concert similar a avut loc și la Târgu Ocna, în cadrul căruia s-au strâns bani pentru același echipament medical. Este o bucurie pentru noi de a fi astăzi în această frumoasă biserică renoită, parcă atât de frumos, parcă atunci când am intrat în această biserică, nu credeam să fie atât de frumos înnoită. Am observat și vitralile care sunt așezate, parte dintre ele la geamurile din biserica aceasta și nu pot decât să dau slavă lui Dumnezeu pentru această frumoasă lucrare pe care biserica, să spunem, o face aici, în locul acesta. Aș avea multe de spus despre Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, pe care îl iubesc foarte mult și o să vă spun și pentru care este motivul acesta. Vă pot spune că în momentul de-a față sunt puțin stăpânit de emoții, având în vedere că ne vedem filmați și cu ocazia aceasta salutăm și pe cei care poate ne urmăresc. Și aș vrea să fac câteva precizări. Va fi un scurt cuvânt din partea noastră, care, de fapt, este o binecuvântare din partea ierarhului nostru, înalt preasul Ioachim, și o binecuvântare căruia suntem aici cu toți la acest hram de seară, pentru că mâine noi avem o slujbă în mod special dedicată celor adormiți, după cum știm, și preoții erau, să spunem, cu ascultările lor. De aceea, Părintele Petrică a invitat în mod special să venim în această seară, atât pe Părintele Consilier, cât și noi. Am venit cu toții cu mare drag să ne rugăm aici, la această frumoasă vecenie, pentru cinstea și pomenirea ocrotitorului spitalului din municipiul nostru Onești. Unic este acest haram în, să spunem, în spațiul acesta românesc. Poate nu știu eu, dar acest lucru ne bucură. Va urma un cuvânt al Părintelui Consilier, care va face referire la ceea ce vrem noi să oferim din partea noastră a Bisericii și ierarhului nostru, un aparat, să spunem, pentru secția pediatrie, despre care va vorbi Părintele Consilier Ilarion aici de față, urmând ca încheierea să fie cu procesiunea unei icoane pe care o vedeți în partea dreaptă, și iar trebuie să fac referire la faptul că Dumnezeu ne-a ajutat ca atât Sfântul Pantelimon, care este în partea stângă, să spunem, primul ocrotitor acestei frumoase capele, să avem și o părticică din moaștele Sfântului Pantelimon, și vei spune de unde, Părinte, poate să fie aceste moaște. Sunt luate o părticică din racla pe care o păstrăm de 300 de ani aproape, la mănăstirea Răducanu, biserica actuală Răducanu, Buna Vestire, și Părintele, bineînțeles, cu binecuvântarea ierarhului nostru, a lăsat o părticică și este dovadă istorică, în sensul acesta avem documente. Apoi, bucuria mare este că săptămâna trecută am așezat o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Luca, moaște care se găsesc la Biserica Lazaret și unde n-ar prea Sfințitul a binecuvântat și l-am rugat ca, după, să spunem, o îndelungă gândire, să ne ofere și nouă părticică în aceste sfinte moaște pe care le-am așezat aici în
în icoana Sfântului Ierarhul Luca, icoana care s-a pictat și o vedeți aici și facem, cu ajutorul lui Dumnezeu, dorim să facem o procesiune în jurul acestei Sfinte Biserici reînnoite. De ce spun reînnoite? Pentru că anul trecut a fost frumos împodobită și așezată, să spunem, în forma aceasta pe care o vedeți, atât de curată și de frumos cinstită. Și toate s-au făcut într-o pomenire și a Sfântului Ierarh Luca, ocrotitorul spitalului, care este un mare sfânt și vă spuneam de la început de ce iubesc eu foarte mult pe Sfântul Luca, pentru că pe 11 iunie, în anul 2000, puneam temelia bisericii noastre, Buna Vestire, și s-a nimerit să fie în această zi, pe 11, chiar la orele după amiezii, și am cercetat viața lui și momentul în care am ajuns, să spunem, la Onești aici, cu ascultarea pe care o am, prima procesiune pe care am făcut-o, am făcut-o cu o oraclă a Sfântului Ierarh Luca, la fel oferită, să spunem, de înalt preasfințitul, și mi s-a oferit această șansă ca să facem o procesiune cu Sfânta Cruce prin orașul și municipiul nostru, binecuvântat de Dumnezeu. Sfântul Ierarh Luca al Crimeei a scris o lucrare frumoasă, Am iubit pătimirea, lucrare pe care o avem fiecare la îndemână, este tradusă și Arhiepiscopul Crimeei și Simferopolului și a toată zona aceasta pe care a păstorit-o, a făcut ca el să aibă o viață destul de grea, mai ales că în anul 1921, după ce în 1917, în decembrie și 1918, în ianuarie, au fost omorâți în Rusia peste 30.000 de clerici, cântăreți, preoți, bineînțeles, ierarhii care au fost uciși și el a binevoit, să spunem, să primească această ascultare, dar tot faptului cu numele Valentin, cum știm cu toții că îl chemam, să ajungă un ierarh atât de vestit, dar pentru dărnicia și harul pe care îl avea, atât pentru biserică, dar mai ales pentru pacienți, a primit multă pătimire și a fost surchiunit în multe locuri, dar niciodată nu a putut să facă rabat, să spunem, de la cinstirea Maicii Domnului, inclusiv bisturiul pe care îl folosea ca și chirurg, fiind primul care a inventat anestezia și atâtea alte lucruri am putea spune despre el, să o așeze bisturiul ca pe copia de la proscomidie în mâna Mântuitorului, prunc fiind, și icoana Maicii Domnului care a fost luată din cabinetul său în momentul în care prigonitorul din acel oraș, să spunem, a vrut să nu mai aibă icoana în cabinetul său și în locul unde el opera, a venit lucrarea lui Dumnezeu când chiar el s-a îmbolnăvit și a spus că nu-l va opera decât în momentul în care va readuce icoana și va începe operația doar cu icoana Maicii Domnului de față, de fiecare dată spunând că Maica Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos lucrează prin rugăciune și prin mare putere pe care o are să poată să vindece și să tămăduiască, pentru că de fapt Dumnezeu este acela care lucrează prin lucrările sale și prin medicii care sunt rânduiți să vindece pe cei bolnavi. Un nou dar, iată, făcut de protoieria Onești prin părintele protopop preot Ioan Bârgăoanu, a ajuns la spital și în curând la beneficiar. Da. Este al 7-lea an consecutiv când protoieria și cu episcopia Romanului ne ajută cu câte un aparat care să deservească secția de neonatologie și pediatria spitalului. Deci se adesează pruncilor și copiilor noștri, viitorul orașului nostru, și de aceea le mulțumim și mulțumim și pentru că ne au tot timpul în rugăciune și pe, inclusiv rugăciunea din seara asta a fost pentru toți cei care au plecat dincolo în această perioadă de 2 ani de zile de pandemie și ne rugăm și noi pentru sufletele celor care au plecat dintre noi. Acest dar a fost făcut într-o zi cu totul specială. Da. Nu întâmplător. Nu întâmplător, pentru că mâine
11 iunie este ziua pomenirii Sfântului Ierarh Dr. Luca al Crimeei, care este patronul spiritual al spitalului nostru, și de aceea slujba a avut loc în această seară. Ne-a ajutat și vremea, a fost și multă asistență care s-a ținut să fie aproape de noi și de spitalul nostru. Un alt dar făcut de protopopiatul Onești, spitalului Sfântului Ierarh Dr. Luca, și a fost aleasă o zi cu totul specială. Da, este ziua care precede ziua în care îl sărbătorim pe iubitul nostru ierarh, Dr. Luca. Și e minunat să aflăm de la Părintele Protopop că este probabil unic acest hram în țară. Și e minunat că ne legăm tot timpul de Sfântul Ierarh Dr. Luca, pentru că este confratele nostru într-o ale medicinii și sigur se roagă pentru noi. Veghează. Ne veghează și ne-a ajutat foarte mult în această perioadă, să zicem așa, mai grea. Iar acest dar este foarte binevenit pentru că există o tendință și toți neonatologii pledează pentru alăptat, pentru încurajarea mămicilor să alăpteze. Și lactația este stimulată, iată, la persoanele care au anumite dificultăți în acest mod, și sunt convinsă că șefa secției noastre de neonatologie se bucură foarte mult. Prunci, cred că se vor bucura maxim de această. Da, ei sunt minunați. Sunt unii care nici nu vor să audă de lapte artificial, adică nici nu vor să guste de lapte care nu este de mamă. Da, deosebită. Este foarte adevărat că laptele matern este foarte plăcut la gust. Mărturisesc că l-am gustat și eu. Pe al meu. Asta ca să văd și eu de ce sunt atât de încântați bebelușii, da. Și este extraordinar de sănătos și pentru mamă și pentru copil. Deci pe mamă o protejează enorm de tot ce înseamnă tumori mamare care pot apărea după o anumită vârstă în special, iar pe copil îl ajută extraordinar din punct de vedere al sistemului imunitar. Cu alte cuvinte, un dar mai mult decât binevenit. Mai mult decât binevenit, pentru că atunci mămicile vor avea curajul. Uneori există așa o teamă și o reținere și vor avea curajul să înceapă să alăpteze și să mențină lactația, pentru că lactația trebuie menținută. Acum cam 2 ani se recomanda, uneori și în Statele Unite se spunea chiar 4 ani și n-ai nicio grijă. Cu un copil alăptat aproape n-ai nicio grijă, nici pe sistem digestiv, nici pe sistem respirator. Iată că fiecare dar dat cu multă bucurie și cu generozitate de către protopopiat își găsește, ca să zicem, ecou, adică mulțumirile mai mult decât cuvinte. Nu? Da, mulțumirile vor fi în acele surâsuri ale nou-născuților la sânul mamei, care sunt îngerești, absolut îngerești. Inaugurare monument armenesc. În viitoarea piațetă armenească din Bacău a fost inaugurat un monument armenesc hacikar, pe locul în care a existat biserica armenească, un edificiu construit în 1848, dar care a fost demolată după cutremurul de pământ din 1977. Այսօր մենք եկած ենք Բաքու հաչկարի օծման համար, որովհետև մեզ համար կարևոր օր մնա այսօր, որ աս հաչը օծեցինք. Մեր նախկին եկեղեցվո դեղը. O zi importantă pentru Arhiepiscopia Bisericii Armene astăzi. Ne-am deplasat la Bacău cu înalt preasfinția sa, Părintele Episcop Dateva Agopean, întâi stătătorul Eparhiei Armene din România, pentru a marca cu o cruce locul unde a fost fosta Biserica Armeană din Bacău. Եվ այս խաչը մեզ համար շատ խորհրդավոր է, դեսակ մեր հին գործված է գեղեցվո, նորեն հարություն մնե, որ գարնե մեր եկեղեցին, այս անգամ խաչքարի միջոցով. Prin această cluce care a fost amplasată astăzi în centrul Bacăului,
parcă a reînviat biserica noastră armeană de aici din Bacău. Եվ այս խաչքարը նաև խորհուրդ մունիր մեջը Հայաստանի ներկայությունն է եւ դեսակը պիտի դառնա գամուրջ Ռումանիայի եւ Հայաստանի միջեւ։ Crucea aceasta reprezintă o punte de legătură de frățietate între poporul armean și poporul român. Եվ խաչքարը մեզի համար խորհրդանշան է չարչարանքեն դեպի հարություն, ինչպես որ մենք ամբողջ մեր կյանքը մենք նահատակվեցանք Քրիստոսի համար եւ այս խաչքարը այդ մեր ժողովրդին պատկերն է։ După cum știți, crucea înseamnă este simbolul suferinței către înviere. Tot așa și poporul armean a avut o istorie încercată, iar crucea aceasta simbolizează o reînviere a poporului nostru, mai ales aici, în cetatea Bacăului. Մենք հայոց եկեղեցին պատմության մեջ եղած է առաջին եկեղեցին, որ ճանցած է Քրիստոսին որպես pedagan գրոնք 301 թվականին. După cum se știe, armenii au fost primii care au recunoscut creștinismul la nivel de stat în anul 301. Եվ մենք այն օրենքի վեր ամբողջ մեր պատմության ընթացքին Հիսուսի համար նահատակված ենք եւ անոր համար եւ մեր երկրին մեծամասնությունը գործունեցած ենք եւ մեր ժողովուրդը միշտ փոքր մնացած է վասն Հիսուսի եւ վասն ավետարանի համար։ De aceea istoria poporului armean tot timpul este legată de cruce, este legată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care și el a fost răstignit pe cruce, iar mai apoi a înviat. Մեզ միշտ փորձեր են վերացնել աշխարի վրա, բայց մենք Քրիստոսին հետևելով, Քրիստոսի հարության հավատալով մենք միշտ հարություն առած ենք եւ այսօր աշխարհում ամենտեղ ունենք հայոց եկեղեցիներ եւ հայկական խաչքարներ։ Datorită credinței noastre în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, noi ca armenii am rezistat atât în Armenia cât și întreaga lume. Եվ մենք Ռումանիայի մեջ արդեն 1000 տարի է, որ այս երկիրը գաբրենք։ După cum se știe, comunitatea armeană din România și-a găsit aici o a doua patrie și trăim de peste 1000 de ani pe aceste binecuvântate meleaguri. Sfințirea Hacikarului a fost marcată cu o suită de evenimente. După inaugurarea monumentului armenesc Hacikar, a urmat spectacolul Armonii și tradiții armenești, susținut la sala Ateneu a Filarmonicii Mihail Jora de Corina Chiriac. Corina Chiriac este o figură publică extrem de cunoscută. Ne-am bucurat să știm că este armeancă și ne-am bucurat să vedem cât de atașată este de fapt de această comunitate. Și este din ce în ce mai apropiată și ne bucurăm de acest lucru. Ea, de altfel, este o reprezentantă a mai multor muzicieni de origine armeană. Cum ar fi frații de Deian, de pildă, Garbes și Capriel, cum ar fi Harita Vitian. În prezent ne descoperim a fi mai mulți armeni care sunt în domeniul artistic și care sunt cunoscuți și au un har. Și el are din plin. Suntem, să zicem, puțini, 18 copii, dar facem gălăgie mare, ne prezentăm la foarte multe festivaluri pe durata anului. Cum am apărut, practic, în 2011, e a patra generație care dansează acum. La începuturi eram și eu dansatoare, acum sunt doar profesoară, să zicem, administratoare mai mult, dar îi învăț și să danseze. Avem tot felul de copii, adică nu doar de origine armeană. Absolut toți vin, dansează cu plăcere dansuri armenești, le place să ne reprezinte și încercăm să reprezentăm armenii și dansurile lor peste tot, pe unde se poate. Până te rog, de ce armeni și nu bulgari? Indieni? Eu sunt armeancă, este Garerica, din orașul Gherla, denumit mai de mult Armenopolis sau Hayakagak, cum se numește și grupul nostru, ceea ce înseamnă oraș armenesc. La final, cunoscuta artistă a susținut un concert, un dialog cu spectatorii, urmat evident de o sesiune de autografe.
Tinerețe, culoare și stil. Un parteneriat plin de culoare și stil încheiat între Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea, artiști novatori de la ZidArt și Colegiul Național de Artă George Apostu au dat șansa printr-un proiect inedit ca 29 de tineri artiști, eleve Colegiului de Artă, să-și susțină lucrările de atestat. Atmosfera creativă a tinerilor frumoși domină în aceste zile zona Parcului Central spre entuziasmul organizatorilor, al elevilor și chiar al trecătorilor. Deja a început de două zile un proiect ambițios pe care cei de la ZidArt ne l-au propus și nouă ni s-a părut o idee bună și ne-am dat tot concursul ca acest proiect să devină realitate. De fapt, ce se întâmplă? Gardul muzeului nostru, a Muzeului de Științele Naturii, prinde viață prin intermediul operelor pe care le pun în practică acum elevii de la Colegiul George Apostu. E vorba de lucrările lor de final de an. Veți vedea, sunt lucrări viu colorate. Deocamdată culorile n-au fost puse, dar veți vedea că vor încânta publicul care trece prin parc, publicul care vine la muzeu să viziteze, și este vorba despre niște lucrări minunate care vor transforma gardul nostru într-o adevărată galerie de artă în aer liber. Ne dorim să repetăm acest proiect în fiecare an cu tot ceea ce fac absolvenții de la Colegiul de Artă și nu numai. E o oportunitate interesantă pe care ne-au oferit-o cei de la ZidArt. După cum știți, au o activitate care de-a lungul timpului a înfrumusețat orașul nostru și a venit acum rândul și Muzeului de Științele Naturii. Un alt parteneriat al Colegiului de Artă. Noi ne bucurăm de interesul celor din comunitatea locală pentru a ne implica în tot felul de proiecte și de data aceasta elevii de clasa 11-a ca o preîntâmpinare a etapeilor de finalizare a colegiului în care sunt elevii unii din clasa 1, chiar dacă au studiat muzică, fac o etapă din lucrarea lor de atestat, practic, pe care o vor prezenta la anul, și ne-am bucurat de faptul că au fost foarte deschiși cei de la muzeu și cei de la ZidArt, de asemenea, pentru a ne implica împreună în acest proiect. Și le mulțumim! Continuăm demersul pe care l-am început în 2020 cu elevii de la Colegiul Național de Arte George Apostu. Și misiunea pe care ne-am asumat-o și în care credem foarte mult, după cum vedeți, continuă și pregătim viitoarele generații de artiști pentru spațiu public. După cum bine știți, ZidArt contribuie la estetica spațiului urban și prin acest parteneriat pe care l-am făcut cu Colegiul Național de Arte George Apostu și cu Complexul Muzeal Ion Borcea, reușim să reactivăm un spațiu public datorită acestor elevi care își desfășoară atestatul de la cele două secții, artă, pictură murală și artă monumentală. La finalul activității nu vor rămâne doar amintirile plăcute ale elevilor uniți de bucuria creativității, ci și lucrările lor spre satisfacția tuturor celor ce vrem să ne petrecem câteva clipe agreabile în parcul Cancicov. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 14 iunie, cerul este parțial înnorat, sunt posibile averse, maxima zilei ajunge până la valori de 23 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Miercuri, 15 iunie, în cea mai mare parte cerul este senin, maxima zilei urcă până la valori de 24 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 12-13 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia acum like pagina de Facebook Acum TV Kid.